cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu. Adevărata față a lui Iov, sincer, pur și fără falsitate. Să citim Iov 2 cu 7, 8. Astfel, Satana a plecat din prezența lui Iahve Dumnezeu și l-a lovit pe Iov cu bube din cap până în picioare, și el a luat un ciob cu care să se scarpine și a stat în cenușă. Aceasta este o descriere a comportamentului lui Iov când i-au apărut bube pe corp. În acest moment, Iov stătea în cenușă și îndura durerea. Nimeni nu îl trata și nimeni nu îl ajuta să-și amelioreze durerea corpului. În schimb, el folosea un ciob pentru a îndepărta coaja bubelor. Din punct de vedere superficial, aceasta era doar o etapă în cadrul chinului lui Iov și nu are legătură cu umanitatea și frica sa de Dumnezeu, căci Iov nu rostea niciun cuvânt pentru a-și demonstra starea de spirit și opiniile din acel moment. Totuși, acțiunile și comportamentul lui Iov tot sunt o exprimare adevărată a umanității sale. În consemnarea capitolului anterior, am citit că Iov era cel mai grozav dintre oamenii din Est. Între timp, acest pasaj al celui de-al doilea capitol ne arată că acest om grozav din Est este nevoit să ia un ciob pentru a se scărpina în timp ce stă în cenușă. Nu există un contrast evident între aceste două descrieri? Este un contrast care ne arată adevăratul sine al lui Iov. În ciuda statutului și poziției sale sociale prestigioase, el nu le iubise niciodată și nici nu le acordase atenție. Lui nu-i păsa de modul în care alte persoane îi considerau poziția socială. Nici nu se preocupa dacă acțiunile sau comportamentul său vor avea un efect negativ asupra poziției sale sociale. El nu se desfăta cu bogățiile statutului, nici nu se bucura de gloria care venea odată cu statutul și poziția socială. Lui îi păsa doar de valoarea sa și semnificația vieții sale în ochii lui Iahve Dumnezeu. Adevăratul sine al lui Iov era chiar esența sa. El nu iubea faima și succesul și nu trăia pentru faimă și succes. Era sincer și pur și fără falsitate. Separarea iubirii și urii făcute de Iov. O altă latură a umanității lui Iov este demonstrată în cadrul acestei discuții dintre el și soția sa. Atunci soția lui i-a zis: încă rămâi neclintit în curăția ta? Blestemă-l pe Dumnezeu și mori! El i-a răspuns: vorbești ca o femeie nebună. Ce? Să primim de la Dumnezeu doar binele și să nu primim și răul? Iov 2 cu 9, 10. Văzând chinul pe care îl îndura, soția lui Iov a încercat să-l sfătuiască pentru a-l ajuta să scape de chinul său. Totuși, intențiile bune nu au obținut aprobarea lui Iov. În schimb, i-au stârnit mânia, căci ea îi negase credința și ascultarea de Iahve Dumnezeu și negase de asemenea existența lui. Acesta era un lucru intolerabil pentru Iov, căci el nu își permisese niciodată să facă nimic care se opunea sau îl rănea pe Dumnezeu, și cu atât mai puțin pe alți oameni. Cum putea el să rămână indiferent când îi vedea pe alții rostind cuvinte care îl blasfemiau și insultau pe Dumnezeu? Prin urmare, și-a numit soția o femeie nesăbuită. Atitudinea lui Iov față de soția sa era una de mânie și ură, precum și de reproș,
și dojana. Aceasta era expresia naturală a umanității lui Iov, care face diferența dintre iubire și ură și era o reprezentare reală a umanității sale neprihănite. Iov avea un sentiment al justiției, unul care îl făcea să urască răutatea și să fie dezgustat, să condamne și să respingă erezia absurdă, argumentele ridicole și afirmațiile nebunești, și care i-a permis să își respecte postura și propriile principii corecte când fusese respins de mase și părăsit de cei care îi erau apropiați. Bunătatea și sinceritatea lui Iov. Din moment ce în comportamentul lui Iov suntem capabili să vedem expresia diferitelor aspecte ale umanității sale, ce anume din aceasta vedem când el și-a deschis gura pentru a blestema ziua nașterii lui? Acesta este subiectul despre care vom împărtăși mai jos. Mai sus am vorbit de originile blestemării de către Iov a zilei în care s-a născut. Ce vedeți în aceasta? Dacă Iov era împietrit și fără iubire, dacă era rece și fără emoții și lipsit de umanitate, ar fi putut să-i pese de dorința inimii lui Dumnezeu? Și ar fi putut să disprețuiască ziua propriei nașteri ca urmare a grijii pentru inima lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, dacă Iov era împietrit și lipsit de umanitate, ar fi putut să fie afectat de durerea lui Dumnezeu? Ar fi putut să blesteme ziua nașterii sale din cauză că îl îndurerase pe Dumnezeu? Răspunsul este absolut nu. Deoarece era bun, lui Iov îi păsa de inima lui Dumnezeu. Deoarece îi păsa de inima lui, Iov simțea durerea lui. Deoarece era bun, suferea un chin mai mare ca urmare a simțirii durerii lui. Deoarece a simțit durerea lui Dumnezeu, a început să fie dezgustat de ziua nașterii sale și, prin urmare, a blestemat acea zi. Pentru cei din afară, întregul comportament al lui Iov din timpul încercărilor sale este exemplar. Doar blestemarea zilei în care s-a născut ridică un semn de întrebare în privința desăvârșirii și neprihănirii sale sau oferă o evaluare diferită. De fapt, aceasta a fost cea mai reală exprimare a esenței umanității lui Iov. Esența umanității sale nu era ascunsă sau împachetată sau revizuită de altcineva. Când a blestemat ziua în care s-a născut, el a demonstrat bunătatea și sinceritatea din profunzimea inimii sale. El a fost ca un izvor ale cărui ape sunt atât de clare și transparente încât se vede fundul. După ce au aflat toate acestea despre Iov, majoritatea oamenilor vor avea fără îndoială o evaluare destul de obiectivă și precisă a esenței umanității lui Iov. Ei ar trebui să aibă și o înțelegere și apreciere mai profundă, mai practică și mai avansată în privința desăvârșirii și neprihănirii lui Iov, de care vorbește Dumnezeu. Sper că această înțelegere și apreciere îi vor ajuta pe oameni să pornească pe calea temerii de Dumnezeu și a respingerii răului.